Bun găsit, doamnelor și domnilor! Continuăm astăzi prezentarea celor mai importante evenimente care au avut loc săptămâna aceasta în Senat și Camera Deputaților. Iată subiectele emisiunii. Salariile angajaților din casele de asigurări de sănătate vor fi majorate. Amenzi între 10.000 și 20.000 de lei pentru cei care pângăresc drapelul României. Denunțarea tratatului de bună vecinătate și cooperare dintre România și Ucraina a fost respinsă de forul legislativ. Fostul ministru al mediului, senatorul Tanțoș Barna, susține reintroducerea cotelor de vânătoare la Ursul Brun. Mărirea salariilor personalului Casei Naționale și caselor de asigurări de sănătate județene a fost adoptată de Parlament. Legea care prevede și posibilitatea ca medicii să ocupe funcții de conducere până la vârsta de 70 de ani a fost aspru criticată de opoziție. USR consideră că mărirea salariilor nu va opri migrația personalului. Reforma guvernului în domeniul sănătății s-a aflat din nou în atenția parlamentarilor ca urmare a completării unei ordonanțe a executivului care aduce câteva modificări legislative. O parte dintre acestea se referă la nivelul salarizării pentru personalul din aparatul Ministerului Sănătății și, foarte important, pentru salariații din Casa Națională și din casele de asigurări de sănătate județene care nu au corespondent în statele de funcție ale guvernului și pentru care asimilarea nu se poate realiza. Documentul mai prevede și posibilitatea ca profesorii universitari, membrii ai Academiei de Științe Medicale și ai Academiei Române, precum și medicii primari doctori în științe medicale, să poată ocupa funcții de conducere în cadrul spitalelor până la vârsta de 70 de ani. La 8 luni de la adoptarea în Senat, actul normativ a ajuns pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților la solicitarea PNL cu scopul de a răspunde revendicărilor sindicaliștilor din Casa Națională și casele de asigurări de sănătate județene. Noile măsuri privind reforma în domeniul sănătății au stârnit dezbateri aprinse între putere și opoziție. Avem la vot mărirea unor salarii pentru personalul din casele naționale de asigurări, pe un fel de proiect de lege cu multe amendamente care au fost abandonate între timp, printre care era și creșterea vârstei de pensionare a dinozaurilor din sistemul umefistanez până la 70 de ani. Mă refer la cei cu funcții. Între timp a dat guvernul în octombrie un OUG, așa că domnul Străinu Cecel, pentru care s-au făcut toate aceste eforturi în aceste luni, poate să rămână în funcție până la 70 de ani. Prin modificările aduse, într-adevăr, va avea loc o creștere a veniturilor personalului din casele de asigurări de sănătate. Iar acele modificări la care se făcea referire anterior sunt și pentru medici de familie care ajung să aibă vârsta de 70 de ani și au nevoie de aceste prelungiri. A veni și a vorbi populist, cum vorbesc unii din colegii din Parlament, fără să cunoască situația din teren, este apanajul anumitor partide. Partidul Social Democrat este un partid serios și vă propune și va vota acest proiect. Din nou, ați preluat de la Comunitatea Europeană directive care sunt împotriva cetățenilor români. De ce trebuie ca acum distribuitorii externi să nu mai aibă un partener român? De ce trebuie să vină direct? Care este rațiunea pentru care faceți lucrul ăsta? Directivele, dragul meu coleg, și regulamentele fac parte din sistemul normativ obligatoriu, repet, obligatoriu al Uniunii Europene. Când am aderat, ne-am luat obligația să aplicăm și legislația Uniunii Europene. Pe lângă directivă și regulament, mai sunt și alte legi, alte norme care sunt facultative. Dacă directivele nu le transpunem într-un anumit termen prevăzut, știți foarte bine că intrăm în infringement. Legea care prevede mărirea salariilor pentru personalul din Casa Națională și din casele de asigurări de sănătate județene a fost adoptată de Parlament. Rămâne de văzut dacă votul majorității va debloca criza din domeniul sănătății. Adăugarea pe drapelul României a altor inscripții, în afara celor aprobate prin lege sau prin regulamentele militare, va deveni contravenție. Fapta va fi sancționată cu o amendă între 10.000 și 20.000 de lei.
În primăvara acestui an, Parlamentul a modificat legea privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice, prin care a fost introdusă interdicția adăugării pe drapelul României a altor inscripții, în afara celor aprobate prin lege sau prin regulamentele militare. Printr-o propunere legislativă dezbătută acum de plenul Senatului, încălcarea acestei interdicții devine contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 10.000 și 20.000 de lei. Această lege, din păcate, și-are originea într-o fică a puterii de un partid de opoziție numit AUR, care a îndrăznit să-și pună valorile proprii, familia, credința, națiunea și libertatea, pe culorile drapelului național. Ca să fie mai clar ce slujim și ca să fie mai bine impregnată în atmosfera pe care o facem noi AUR și în acțiunea noastră politică, să fie impregnate mai bine aceste valori. N-am adus nicio ofensă nici partid, nici drapelului, nici statului, dar se pare că puterea se teme de adeziunea românilor la acest partid. Nu, domnule, ce a spus pe drapelul național este un simbol al partidului, o siglă de partid, o siglă a unui partid extremist, ca să ne înțelegem. Dumneavoastră n-a spus acolo valori, ci a spus acolo o siglă pe care o exploatați în interes electoral. Dacă dumneavoastră asta înțelegeți prin patriotism, atunci sunteți într-o gravă eroare. AUR, prin tot ce a făcut, s-a dovedit un partid al românilor, nu un partid extremist, așa cum se dovedește formațiunea liliputană pe care o reprezintă antevorbitorul meu, o formațiune trădătoare de la un cap la altul și care vine dintr-o altă formațiune trădătoare de la un cap la altul, o așchie sărită nu departe de trunchi. Nu admit să fim jigniți ca fiind extremiști de către cei care sunt extremiști prin trădarea intereselor naționale. Tensiunile au continuat cu un moment prelungit de discuție aprinsă între parlamentari, președintele ședinței solicitând chiar intervenția chestorilor. Pentru a mai liniști spiritele, ședința plenului Senatului a fost întreruptă. Aș dori să vă întreb, această sancțiune de la 10.000 la 20.000 de lei se va aplica și când lângă drapelul României se va arbora drapelul așa zisului ținut secuiesc? Oare UDMR-ul și reprezentanții lor vor fi amendați cu și sancționați de la 10.000 la 20.000 de lei? Dar când primăriile încalcă legea și arborează steagul Ucrainei, al Israelului sau al oricărui alt stat, pentru că așa au văzut ei pe Facebook că se arborează drapele la chipul celui care deține respectivul cont, și pe ei vom amenda cu 10.000-20.000 de lei? Aș dori să vă confirm cu foarte mult respect că steagul ținutului secuiesc, ca simbol al unei minorități naționale din România, va fi arborat în continuare în condițiile legii de către această comunitate. V-aș ruga, domnule președinte, să nu mai permiteți, asta e o chestiune de procedură, să nu mai permiteți ca de la tribuna sau de la microfonul Senatului cineva, oricine ar fi el, să-și permită să susțină că în statul național și unitar român există vreun ținut denumit secuiesc sau cum o fi. Îmi pare foarte rău că un om de o asemenea calitate, așa cum este colegul care a vorbit mai devreme de la UDMR, continuă să întrețină extremismul maghiar. Domnul Chestor, interveniți! După ce lucrările ședinței au fost reluate, la sesiunea de vot final, propunerea legislativă a fost adoptată de Senat cu 92 de voturi pentru, 13 împotrivă și 2 abțineri. For decizional este Camera Deputaților.
Senatorii au adoptat un proiect de lege care prevede creșterea gradului de digitalizare a serviciilor consulare. Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord cu privire la servicii publice digitale mai eficiente. Pentru mai multe amănunte, urmăriți rubrica știrilor pe scurt. Senatorii au adoptat un proiect de lege care prevede creșterea gradului de digitalizare a serviciilor consulare prin introducerea posibilității de accesare online a acestora de către cetățeni, fără să fie nevoit să se prezinte la serviciul misiunii diplomatice sau al oficiului consular. Potrivit expunerii de motive, toate măsurile propuse pot fi implementate fără a fi nevoie de investiții financiare sau de resurse umane, ci doar prin valorificarea uneltelor digitale aflate deja la dispoziția instituțiilor publice. Proiectul de lege urmează să fie dezbătut și de Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz. Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord cu privire la servicii publice digitale mai eficiente. Regulamentul vizează instituirea unui nou cadru de cooperare pentru administrațiile publice din Uniunea Europeană pentru a asigura prestarea fără întreruperi a serviciilor publice transfrontaliere și pentru a prevedea măsuri de sprijin pentru promovarea inovării și consolidarea schimbului de competențe și de cunoștințe. Noul act normativ va stabili o structură de guvernanță în materie de interoperabilitate pentru sectorul public al Uniunii Europene. În acest fel, administrațiile publice din Uniunea Europeană pot contribui la astfel de soluții și le pot reutiliza, pot inova împreună și pot crea valoare adăugată. Parlamentul a respins o propunere de denunțare a Tratatului de Bună Vecinătate și Cooperare cu Ucraina. Inițiativa Dianei Șoșoacă propune, de asemenea, anexarea de către România a teritoriilor istorice care au aparținut. După ce a fost respinsă în Camera Deputaților, propunerea legislativă pentru modificarea legii numărul 129 din 1997 pentru ratificarea tratatului cu privire la relațiile de bună vecinătate și cooperare dintre România și Ucraina a fost dezbătută de plenul Senatului. Inițiatorul proiectului normativ propune denunțarea acestui tratat și anexarea de către România a teritoriilor care au aparținut Nordul Bucovinei, Buceagul, Maramureșul istoric și Insula Șerpilor. Ucraina, un stat care își bate joc în continuare de cetățenii români, nu le permite să vorbească în limba română, nu le permite să aibă școli în limba română, nu le permite credința în limba română, nu le permite nici măcar credința creștin-ortodoxă. Și având în vedere faptul că acești români de acolo cer ajutorul României, cer să fie apărați, cer să fie protejați, cer să li se respecte drepturile omului în primul rând, înainte de a acorda tot ce mai avem Ucrainei, mi se pare normal să ne reluăm teritoriul înapoi împreună cu toți românii. Comisia pentru Politică Externă a Senatului a prezentat plenului un raport de respingere a propunerii legislative. Parlamentari din majoritatea grupurilor politice au explicat de ce un asemenea act nu poate fi adoptat, însă dezbaterile au alunecat spre acuzații și chiar jigniri reciproce. Instituția anexării, pentru cei care chiar știu, cunosc, practică dreptul internațional public, nu se face nici prin negocieri diplomatice, nu se face nici prin flori oferite și cântece de slavă. Instituția anexării este foarte clar știută și definită în dreptul internațional public. Or, dacă am vota această propunere, ar însemna o legalizare, printr-o lege votată de Parlamentul României, a statutului de agresor potrivit dreptului internațional al României, ceea ce evident că strict din punct de vedere juridic nu poate fi acceptat. Nu intru încă o dată în cealaltă discuții, sunt mult mai complexe, sunt dureroase. Statul român are de făcut în continuare, a spune eu, mai coerent și mai apăsat politic anumite chestiuni care țin de identitatea românească din Ucraina, grav afectată de-a lungul deceniilor, dar una e una și alta e alta. Ne propune nimic altceva decât să anexăm teritorii care astăzi aparțin unei țări vecine, cu alte cuvinte ne trimite la război. Poate în felul ăsta speră dumneavoastră să-i dăm o mână de ajutor lui Putin. Prezenta propunere legislativă, cu toate intențiile bune declarate în subsidiar, nu este decât o declarație politică cu vădite scopuri populiste. Pe deasupra, din punct de vedere al viziunii propuse, se propune o viziune romantică și puierilă asupra politicii externe.
O însemnată parte a opiniei publice nu deține o cultură politică solidă, iar astfel de inițiative nu fac decât să o bulverseze și mai mult prin inducerea falsei idei că unele lucruri pot fi posibile și realizabile de către legiuitor. Tema pretențiilor teritoriale ale statelor vecine față de Ucraina este o temă a propagandei rusești și uite, cine ar dori să intre în război alături de Rusia? Marea noastră patriotă. Ce patriot ar vrea să război alături de Rusia, de parcă ultima dată am avut ceva de câștigat? Nu se confirmă că e trompeta lui Putin? Am să fac o mică paranteză și vă spun de ce, pentru că am fost jignit de atâta ori de dânsa, fără să îi fi făcut vreodată vreun rău. Eu zic că nu-i trompetă. În trompetă trebuie să sufle cineva tot timpul. Este un instrument în care poți sufla câteodată din când în când și ăla continuă să cânte, se numește cimpoi. Reformulez. De ce ar vrea cimpoiul lui Putin să ne bage în război cu Ucraina? Nu cred că vrea să muște mâna care o hrănește. Parcă l-aud pe Ilarion Ciobanu cum i-ar zice, bată-te, nezos, te bată cu rușii tăi cu tăt. Aș vrea să menționez faptul că prostia omenească a fost scrisă de un moldovean, dar sunt sigură că și un scriitor ardelean, după ce va auzi discursul, ar fi perfecționat-o. Același gen de dezbatere a avut loc și la următorul punct de pe ordinea de zi, unde Diana Șoșoacă propunea, printr-o altă inițiativă legislativă, unirea României cu Republica Moldova. Ambele proiecte normative au fost respinse de plenul Senatului în calitate de cameră decizională. Senatorul UDMR Tanțoș Barna susține reintroducerea cotelor de vânătoare la Ursul Brun. Fostul ministru al mediului afirmă de asemenea că situația programului Casa Verde 2023 este incertă. Mai multe amănunte în rubrica Birou Parlamentar. Domnule senator, săptămâna aceasta este în atenția Camerei Deputaților, după ce săptămâna trecută a fost adoptată în plenul Senatului. Inițiativa dumneavoastră privind reintroducerea cotelor de vânătoare la Ursul Brun. V-aș ruga să clarificați dumneavoastră care sunt principalele modificări pe care le aduceți. Modificăm ordonanța 81 care are prevederi strict pentru această specie strict protejată în România, pentru ursul brun, și care a prevăzut pentru prima dată în 2021 posibilitatea intervenției imediate, graduale, pentru eliminarea acelor sau pentru înlăturarea acelor pericole cu care se confruntă comunitatea locală, unde intră ursul în gospodărie, unde intră în lanul de porumb, unde omoară animale și așa mai departe. Modificăm ordonanța 81 și facem posibilă reintroducerea vânătorii pe baza acelui studiu care a fost comandat de Ministerul Mediului în timpul mandatului meu și care s-a predat la Ministerul Mediului în 2023. Studiu care demonstrează încă o dată că specia de urs brun nu este în pericol în România. Este o specie strict protejată, într-adevăr, dar care crește ca efectiv an de an și se demonstrează din 2007 încoace, de la data aderării României la Uniunea Europeană, că această populație are o evoluție pozitivă în ceea ce privește numărul de exemplare estimate. Subliniez încă o dată estimate, pentru că nu vorbim de numărarea bob cu bob a fiecărui urs care se plimbă liber în pădurile României, ci de o estimare a unei populații de animal sălbatic. Proiectul de lege pleacă practic de la acel proiect de ordin pe care l-am semnat în ultima zi, într-adevăr, în calitate de ministru și care avea rolul de a pune în practică recomandările studiului. Studiul recomanda ca pentru a limita creșterea necontrolată a efectivului de urs brun din România, este nevoie de o intervenție preventivă prin vânarea 426 de exemplare în fiecare an, până la următorul studiu, care după aceea trebuie să verifice sau să vadă în ce măsură această măsură a fost una eficientă, efectivă și pusă în practică cum trebuie. Cota cealaltă, care este aprobată prin ordin de ministru, trebuie înlocuită practic de această cotă aprobată prin lege. Acea cotă a fost aprobată, din păcate, de Ministerul Mediului în 2023, fără a ține cont de studiu. Și la recomandarea Academiei, recomandare care nu are la bază niciun studiu științific. Acele 140 de exemplare care trebuie recoltate prin asociațiile de vânătoare, prin personalul tehnic de specialitate, nu vor avea niciun efect. Într-adevăr, în 2022,
am avut un astfel de ordin, care a fost un ordin de tranziție între data comandării studiului și data predării studiului. A fost anul 2022, timp în care s-a făcut studiul. 2023 este anul când avem un studiu foarte clar, demonstrează că această specie nu este în pericol și că este nevoie de o cotă preventivă, nu doar reactivă. Ceea ce am făcut până acum, din 2016 aproape, a fost o reacție la dezastru, la situații urgente. Am reacționat la ceva, iar omul este o ființă deșteaptă, să zic așa, este o inteligentă care încearcă să prevină nenorocirea. Și nenorocirea, din păcate, se produce aproape zilnic în anumite comunități, atacurile la adresa culturilor agricole, atacurile la adresa oamenilor, turiștilor și așa mai departe. Și această ultimă măsură face parte din acel pachet pe care l-am început în 2021 de acțiuni, începând de la plata tuturor despăgubirilor pentru a recâștiga încrederea cetățenilor în statul român, pentru că ani de zile nu s-au plătit despăgubirile a fermierilor în principal, măsura de intervenție imediată, pentru că într-o situație critică să nu aștepți o autorizație de la București, un aviz de la București, o hârtie de la centru, ci acolo pe plan local, echipa de intervenție imediată să poată rezolva o situație critică, am venit cu acest studiu, am semnat contractul și este în implementare studiu pe bază de mostre genetice, care are și o componentă de educare a societății, a cetățenilor. Ce să facă cetățeanul dacă este atacată gospodăria? Ce să facă cetățeanul dacă se întâlnește cu ursul? Ce să facă cetățeanul dacă trăiește într-o comunitate unde frecvent există contacte, întâlniri om-urs? Și a venit și cu acest proiect de lege care practic completează și face un tot unitar un pachet de acțiune care este prevăzut și de un ordin de ministru și se numește planul de acțiune. În calitate de ministru al mediului ați promovat și ați adus unele îmbunătățiri programului Casa Verde 2023, care își propune să ajute peste 86.000 de familii să își monteze panouri fotovoltaice. Momentan acest program este blocat prin instanțe, nu funcționează. Care sunt cauzele? Pentru că există voci care spun că nu sunt bani pentru acest program. Sunt asigurați banii? AFM-ul are banii în cont. AFM-ul are toți banii pentru acest program. Nu lipsa banilor este problema și îl puteți crede pe președintele AFM-ului când spune că este o decizie independentă, practic, de AFM, o decizie a instanței care, în mod total absurd, a suspendat un întreg program național pentru interesele mai mult sau mai puțin corecte la unei companii care nu și-a făcut treaba în procedura de autorizare și de participare a companiei respective în program. Din păcate, nu există nici astăzi, din câte știu, termen pentru apelul formulat de AFM. În momentul de față, programul este suspendat și dacă în câteva zile, săptămâni, nu se rezolvă această problemă în 2024, AFM-ul o să fie într-o situație foarte delicată. Va trebui să ia o decizie dacă continuă programul început în 2023 în sensul așteptării unei sentințe eventual favorabile care poate să dureze și ani de zile sau ia decizia fermă de a porni un program nou cu complicațiile de rigoare. Interviul integral îl puteți urmări pe canalul YouTube al emisiunii noastre. Acestea au fost cele mai importante evenimente petrecute în Senat și Camera Deputaților. Așteptăm aprecierile și comentariile dumneavoastră la adresele afișate pe ecran. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. La revedere!